dragii mei, frați și surori și stimați prieteni, înainte de a citi câteva cuvinte din Biblie, lăsați-mă să spun câteva lucruri care le-am în inima mea. De mai mulți ani, un călătoresc ca alții la slujitor pe lumea asta și sigur călătorim și slujim cu oameni și pentru oameni, am întâlnit foarte multe fețe, foarte multe suflete. Pe unii care am avut ocazie să mă întâlnesc mai des, i-am pus în inima mea într-un mod diferit, pentru că am vorbit mai mult și am legat relații și prietenii. Pe cei mai mulți n-am reușit să-i păstrez inima mea, pentru că nu suntem capabili să întreținem extrem de multe legături. De fiecare dată am venit la Arad într-un anumit mod, cu bucurie. De data asta este pentru prima dată când vin la dumneavoastră în biserică diferit. Pe drum, n-am vrut deloc să deschid subiectul cu Gabi și cu Florin. Doar aici, pe final, am spus. Gabi, mi este atât de greu să mă întâlnesc cu părinții tăi. Pentru că nu știu ce să le spun. Îmi pare foarte rău. Într-adevăr, cred că de data asta mă întâlnesc cu o familie, în durere, lacrimi. Cred că familia Domnului, deci în biserici și în Arad, în întregime, suferă, pentru că așa scrie Biblia, că mănădurat suferă, tot trupul suferă împreună cu el și suntem chemați să plângem cu cei ce plâng. Apoi este vorba de familia Domnului răgită, care și ea suferă. Biserica din Peclean a fost într-un fel diferit, poate de alte biserici alături de dumneavoastră, prisma relației mele cu familia lor și cu biserica dumneavoastră, cu atâția ani de slujire aici. Sigur că Gabi este membru biserica la noi și am încercat cât am putut să fim alături de el. Sper că am reușit puțin sau cât am putut. Doresc din toată inima, ca să nu mai rămân mult pe punctul ăsta, bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze și sigur că într-un fel și cuvântul pe care l-am în seara asta a fost afectat și ales de această simțire a sufletului meu și cred în toată inima că Dumnezeu va binecuvânta multe vieți în seara asta. Amin. Domnul fie rugat. Amin. Aș vrea să citesc din Romani, din capitolul 8. Începând cu versetul 31 până la versetul 39. Pagina 1102. Deci ce vom zice în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți. Cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Cine va ridica pudă împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește de plicăniți. Cine va osândi? Hristos a numit, ba mai mult. El a și înviat. Stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul? Sau strântorarea? Sau trigonia? Sau foame? Sau lipsa de îmbrăcăminte? Sau primejdea? Sau sabia? După cum este scris, din pricina ta suntem dați morți toată ziua. Suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori, prin acela care ne-a iubit. Amin. Că sunt bine încredințat. Că nici moarte, nici viață, nici îngeri, nici stăpânire, nici putere, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură, nu vor fi în stare să le despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Vă invit cu mult respect să vă reașezați. Vă salut pe toți. În fiecare biserică în care am fost în această parte din anul 2014, am spus aceleași lucruri. Vă doresc un an 2014 cu un an cu bunătățile Domnului. Din partea mea și soției și a celor patru copii, vă salutăm cu psalmul 20.
fie acest an o mare înviere pentru viețile tuturor. Nu spun ce scrie în el, pentru că vreau să citiți dumneavoastră personal. Asta a fost un vechi obicei a bisericii pentecostale și nu numai. Pentru că ne salutam într-o cu cărți din Biblie. Cred că ar trebui să reașezăm modul ăsta de a ne saluta. Pentru că este și singurul mod prin care un salut te poate binecuvânta pe adevărat. Și să spunem toată biserica, amin. Salut prietenii, colegi, slujitori, toți fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerul și pământul. Amin. Amin. Dragii mei, mi-am intitulat predica în seara asta într-un mod provocator. Plin de speranță e mesajul ăsta. Și l-am așezat sub fraza asta pe care o repet. O să o repet insistent în seara asta. Cei mai buni urmează. Cred că vorbeam cu Ostel, colegul meu din Bergam, în zilele care s-au scurs. Cred că n-am greșit, dar cred că este un timp în care în timpul de evangelizare ar trebui puțin să trecem dincolo de adevărul ăsta începătoare în care noi le vorbim oamenilor într-un mod clar și direct de Iisus și de modalitatea prin care trebuie și putem să fim mântuiți. Cred că o mare parte din România a început asta. Și cred că ar trebui puțin să intrăm mai încolo. Pentru că oamenii pe care îi chemăm la pocăință, la Hristos, să găsească suficient de multe motive în a vedea cu adevărat viața pocăitului. Și reacția lui Dumnezeu, momentele cheie, grele în general, din viața unei credincioase. Pentru că dacă vom gestiona pocăința doar printr-un simplu aderare la o altă grupare și printr-un simplu sentiment că suntem bine, mai bine decât am fost altă dată, cred că e prea puțin. Trebuie să știm că Dumnezeul nostru, care a intrat în viața noastră prin credința în Domnul Iisus Hristos, că Duhul Sfânt, care intră în viața noastră în momentul mântuirii, și toată această parte de Dumnezeire aduce în viața credinciosului momentele cheie, grele ale vieții, până în eternitate, niște bogății imense. Încât ca și Sfința lui Dumnezeu să putem, atunci când ajungem momentele astea grele, să privim dincolo de ele și să spunem, acesta e Dumnezeul nostru. Glorie lui Dumnezeu! Aduceți-mă aminte de Iov. El a ajuns într-un punct la un moment dat în care nu a mai păsat de nimic. Pentru că aici se vede punctul în care noi ne-am legat pe adevărat de Dumnezeu, de Hristos, de Biblie, sau de povești, sau de programe, sau de slujbe ilustruite puse la punct aproape perfect, sau de oratori aproape desăvârșit, sau de cântăreți aproape desăvârșit. În momentele grele ale vieții în care suntem provați, atunci se vede cu adevărat cine suntem. În cine ne-am pus nădejdea și credere. Pe ce ne bazăm și spre ce ne îndreptăm. Eu v-am spus, chiar dacă îmi voi pierde și sănătatea, copiii am pierdut, averea am pierdut, nevasta am pierdut, nu mai e departe. Dacă voi pierde și sănătatea, și asta în partea mea, și noi vom avea carne și piele pe mine, pot să spun fraza de care predic eu seara asta. Cei mai buni urmează. Răscumpărătorul este viu, trăiește, îl voi vedea la urmă pe pământ, ochii mei îl voi vedea și nu altuia, și vă mai spun ceva. Cei mai buni urmează. El îmi va fi binevoitor. Binecuvântat să fie Iisus în voi. Binecuvântat să fie Domnul meu. Dar vreau să spun tuturor, nimic nu este mai devastator pentru un om pe pământul ăsta decât faptul acesta să nu mai aștepți nimic. Cu oricum te gândește greu. Acum, mâine, poi mâine, peste un an, peste 5, peste 20, greu va veni ține mine. Într-un fel sau altul, boala va veni. Într-un fel sau altul, bătrâneța va veni. Așa nu fi foarte liniștit așa din perspectiva asta că acum e familia la altul. Mereu am spus. La altele case. Acum sunt ei, mâine vom fi noi. Sunt convins că nici ei
Spunem noi la trecerea unui an dintre ani, celebra cântare, cine poate ști ce aduce anul? Cine putea ști? Dacă era să facem calcule, toți ratam. Că toți spuneam, de aici din Arad sau din Becan, în altă parte, că alții trebuie să pleci. N-a fost așa. Pentru că altcineva este stăpân peste viețile noastre. Dar noi trebuie să fim clari în seara asta. Că ceea ce credem, experimentăm. Și ceea ce experimentăm, ne va ține în picioare, indiferent de conjunturile vieții. De aceea Pavel a spus, ce ne poate despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu? Ce ne poate despărți pe noi de ceea? Ce ne poate despărți pe noi de Iisus? Ce? S-o listă întreagă aici, cu puncte foarte importante din viața noastră, cum ar fi necazul. Păi ai putea să spui că necazul este un punct care te poate despărți. Strâmtorarea, sărăcia, sabia, primejdia. Și e toată lista pe care Dumneata a mântuit în vremea asta. Pe care eu mă bătuie. Și totuși nimic din lista asta, în care este inclus la moment și moartea. Și orice ar inventa lumea asta mai greu, nu vor fi în stare, spune Apostolul Pavel. Nu vor avea puterea ca să ne deslipească și să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu. Vă întreb pe dumneavoastră, stimați prețuri și frați și sori, noi ne-am întâlnit cu Dumnezeu ăsta și cu dragostea asta lui Dumnezeu, cu adevărat? Amin. Aici este întrebarea. Am aici o hârtie. Am extras-o dintr-o carte a unui autor din România. V-am mai povestit poate o dată de el. Am citat ceva. Îl stimez pentru că avea o minte foarte istuzită, era un fel de filozof, cred că era. A fost un analist politic pentru vreme, un om care avea creier și o gândire profundă când vorbea, când explica, și mi-a plăcut, era mai deprimant așa el, ca mulți alți gânditori, mai ales fără Dumnezeu. Și am prins o carte, e vorba de Octavian Paro care a murit de ceva ani. Am prins o carte care titlul ei este opusul predicii care au luat în seara asta. Știți cum se numește cartea asta? Deșertul pentru totdeauna. Iar titlul predicii mele este cei mai buni urmează. Total diferit. Ascultați un om care a scris titlul cărții explicându-ți propria lui viață. Cum arată viața unui om care nu așteaptă cei mai buni? Care nu așteaptă nimic. Încă iubesc această viață care are consistența fumului. N-am avut noroc. E ciudat aici. N-am avut noroc să pot crede că moartea e o poartă deschisă spre altceva. Și nu mă pot obișnui cu gândul că într-o zi, oricum, într-o zi, nu voi mai vedea cerul, chiar și așa, azi de 10. Visez. Explic aici un vis care l-a dus cu o noapte înainte. Mă aflu într-o casă părăsită, cu multe camere, tixite de prea multă mobilă. Afară luna este plină și lumina acestei luni luminează pâlcul de pădure. Iar eu trec din cameră în cameră fără să ajung nicăieri. Nu găsesc nicio ieșire în clădire. La un moment dat am vrut să forțez pe o fereastră. Dar noaptea de afară a dispărut. Și am văzut un fel de soare roșu, înălțindu-se din mare. Și mi-am dat seama că este un alt început de lume. Atunci cineva din spate mi-a șoptit. Cred că ar trebui să fugi. Iar eu, spunea dumnealui, asta și fac. Dar spre ce? După visul acesta, acest domn, explică la un moment dat că a avut de câte ori și-a cuchetat cu gândurile de sinucidere. Explicând că atunci când a avut să forțeze fereastra în vis, cam asta era.
toată viața lui, de până la 76 de ani, cred, cam acolo. A fost o alergare dintr-o cameră în alta, în care își explică în cartea asta, că vreți, puteți să citiți, copilările din Lisa, de acolo, din Făgăraș, până mersul la facultate și toți anii de studenție până la Paris, pe care le-a avut, a spus, acum mă duc la operație și după operația asta, care i-a fost după aceea chiar fatală, își dă seama că alergam toată viața dintr-o cameră în alta, toate clamele aglomerate, și nu mai găsea ieșire. Spunând, deși s-a declarat un creștin ortodox, că n-a găsit și n-a avut noroc în viață să creadă că există din lumea asta, prin moarte, o ieșire spre altă. Și se trezește deodată spre o anumită dimineață a vieții, în care se spune, cred că ar fi să fugi, e dimineață și urmează judecată. Și spune, asta fac, dar spre ce? V-am spus această stare depresivă a unui om, categoric, nu se va păsăse, ci se va arăta ca fobii. Păteți cum gândește Dumnezeu că ar vrea să gândească un creștin, un pocăit adevărat, și cum arată un om care nu s-a întâlnit cu Dumnezeu, sau dacă l-a întâlnit, l-a refuzat categoric, și s-a hrănit din propriile lui lupte, și s-a trezit deodată spre niciunde și spre nicăieri. Eu nu sunt pus să-i judec final. Doar i-am constatat o mărturisire. Pentru că Dumnezeu știe ce se întâmplă înainte să moară un om. Dar, așa să vă spun în seara asta, că îmi doresc din toată inima, ca Dumnezeu să ne ajute să plecăm din adunarea asta toți acasă, cu siguranța în întâi din inima noastră. Și chiar un zâmbet în inimile noastre. Și dacă putem, nu și pe fețe, că suntem în perspectiva cea mai grozavă și cel mai bun lucru pentru tine și pentru mine, de-abia acum urmează. Și spun cu toată adunarea, glorie lui Dumnezeu! Amin. Glorie lui Dumnezeu! Amin. O să demontez cu ajutorul Bibliei și a Duhului sunt toate stările depresive din viața voastră și am să mă rog ca Duhul Dumnezeu să ne ridice din orice situație de criză și să știți că întotdeauna cel mai bun urmează. Ăsta e Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Lui. Făcând predica asta, m-am îndrăgostit încă o dată de Dumnezeu. Și am zis că cea mai mare și mai bucuroasă fericire din viața mea este atunci când Dumnezeu m-a ajutat să cred în Biblie și în parolele ei. Și în Cel care este Cuvântul, Iisus Hristos Domnul. Și spun încă o dată din toată inima, lăudat să fie Domnul. Prima imagine pe care aș vrea să o vedem din Vechiul Testament este din Exod. Se numește Criza Vieții. Cum poți să te și trebuie să te comporți într-un moment de criză în care pur și simplu nu mai există nicio ieșire? Nu mai știu. Cum funcționează atunci pocăința și de ce se merită să fii pocăit? Pentru că în situația de criză tot vom ajunge. Și reacționăm într-un fel sau altul. Aici oamenii n-au reacționat bine. Dar Dumnezeu le-a spus că de acum să învețe să creadă și să reacționeze corect. Că îți face de lucru cu Dumnezeu, înseamnă asta. Dumnezeu întotdeauna are o ieșire din orice situație. Și că toate lucrurile, n-am citit versetul de mai sus, toate lucrurile până la urmă lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și sunt chemați după planul Său și să spunem toată adunarea amin. Și Spurgeon spunea la un moment dat, este imposibil. Când am citit fraza asta, m-am șocat. Să îi se întâmple ceva rău unui preiubit al Domnului. Este imposibil. Și am zis, cum stai? Că doar știu o grămadă de preiubit s-a întâmplat rău. Și aș putea spune chiar de familia la Domnul și de altă familie. El a zis, este imposibil să îi se întâmple ceva rău în preiubitul Domnului. Pentru că pentru un preiubit al Domnului, rău nu este rău. Ci un bine manifestat într-o formă misterioasă, la care nu-i răspuns acum, dar la care va fi răspuns în eternitate. Lăudat să fie numele Domnului. Lăudat să fie numele Domnului. Ne uităm la momentul ăsta din Biblie. Haideți să vedem de ce merită să fim pocăiți. De ce ar trebui prietenii să se pocăiască în seara asta, printre altele. Dincolo de faptul că Dumnezeu ne iartă păcat. Dumnezeu să se implică în viețile noastre fiecare zi. Lăudat să fie Domnul. Amin. Ne uităm la momentul când evreii ies în Egipt. Pleacă cu cartea de Dumnezeu. Și se întâmplă ceva foarte ciudat. Ai spune că după ce un om se pocăiește, mulți au perceput pocăința așa, gata, nu mai ai nicio problemă. Și Dumnezeu deodată îi pune față în față cu lecție, El îi pune, pentru că veți vedea pe text că El personal se implică.
Să nu-i se pare niciodată, stimați prieteni și frași și surori, ciudat după ce vă pocăiți de multe ori, cum am văzut zeci și sute de cazuri, că deodată Dumnezeu a găsit încercări imense pentru profesii oameni. Dar întotdeauna Dumnezeu, am auzit că s-a predicat aseară despre chipul lui Iisus. Totdeauna zdrobirile vieții noastre. Dumnezeu își reviește caracterul nostru și face din noi oameni puternici al lui Dumnezeu. Oameni care trec crezilor dincolo din casă de suferință și dincolo de moarte și își aruncă ancora dincolo pe țărul celălalt în împărăția slăvită a lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Iisus, pentru că acolo este Iisusul nostru. Pentru că niciodată, am mai spus aici, dar nu uita asta, Dumnezeu nu va lupta ca noi să fim fericiți pe pământul ăsta. Niciodată, pentru că locul nostru nu e aici. Bun. Versetul, capitolul 14, versetul 8. Ies din Egipt, merg o bucată de vreme, tot astea am ce fericire, am scăpat de cărniți, am scăpat de tot, totul va fi dozat, suntem liberi, am scăpat de sclavie, exact ca un om care scapă de sub ghearele păcatului și ale diavolului și se vede de dată cu Dumnezeu în libertate. Domnul a împietrit inima lui Faraon, împăratul Egiptului, și Faraon a urmărit pe copiii Israel. Copiii Israel ieșiseră gata de lupt. Egiptenii au urmărit și toți caii, carele lui Faraon, călăreții și oștirea lui au ajuns tocmai când era și tăvărau lângă mare, lângă Pi-Hahiroth, față în față cu Baal-Zephon. Faraon se apropia. Copiii lui Israel și-au ridicat ochii. Și iată că egiptenii veneau după ei. Și copiii lui Israel s-au înspăimântat foarte tare și au strigat către Domnul după ajutor. Dar foarte ciudat acest strigat. Avem niște strigăte ciudate. Una este să strigi către Dumnezeu, Doamne, ai milă de noi, izbăvește-ne, întărește-ne, umple de credință, de puterea Ta. Ridică-ne, Doamne, că ne prăbușim. Și altea strigătul ăsta după ajutor să fie, de fapt, un reproș lui Dumnezeu și celor care conduc. Și pe care Dumnezeu a așezat de multe ori în frașii noastre. Ei au să spună, Moise, noi erau mărmini de Egipt. Ca să nu mai fi fost nevoie să ne-a dus să murim în pustiu, ce ne-ai făcut? De ce ne-ai scos din Egipt? Nu spuneam noi în Egipt? Lasă-ne să slujim ca robi egiptenilor, căci vrem mai bine să slujim ca robi egiptenilor decât să murim în pustiu. Iată ce se întâmplă. Stimați prieteni și frați și surori, ce înseamnă până la urmă să te pocăiești? Dincolo de înnoirea minții și iertarea păcatului. Ce înseamnă? Vă spun în seara asta, stimați prieteni și frați și surori, că și poate că și noi pocăiții care ne-am pocăit și n-am început exact sau am început și am uitat, că a fi pocăit înseamnă, în momentele absolut fără ieșire, este vorba de un anumit comportament pe care Dumnezeu îl cere la noi, care poate să se pare ciudat. Ce de poate împărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu? Dacă asta lasă la lucrurile, cine poate să fie împotriva noastră dacă Dumnezeu este pentru noi, gândea Pavel ca un om pocăit cu adevărat? Dar uitați-vă ce fac ei. Ce se întâmplă aici? Mai bine nu ne-am mai fost. Mai bine nu cunoșteam pe Dumnezeu. Mai bine nu cunoșteam pe Moise. Mai bine nu știam de adevăr. Mai bine nu știam de Biblie. Pentru că o să murim aici. Mai bine nu ne-am să fim încropați în Egipt. Mai bine a fost robia. Mai bine la altă dată. Nu vrem necaz. Nu vrem probleme. Nu vrem încercare. Dar totdeauna, să știți, în încercări și în probleme, noi învățăm și putem și avem șansa să vedem splendoarea și puterea Dumnezeului celui viu. Și să spunem toată adunarea lui. Atunci când tu nu mai poți, atunci vine El. Și atunci când cântă toflea, când nu mai poți tu, atunci poate El. Amin. Îmi spunea Gabi la telefon, nu pot să cred, Dumnezeu a făcut o minune. Și am zis, ce minune? Dumnezeu ne-a întărit. Dumnezeu a întărit pe tati, pe mari. Dumnezeu ne-a întărit pe... Păi ce minune am vrea noi? Multe minune am vrea. Dar asta este o minune grozavă. Pentru că întărirea asta a lor va însemna, într-adevăr, un element clar că suntem copiii Dumnezeului celui viu și adevărat. Amin. Lăudați să fie Iisus în Dumnezeu. Lăudați să fie Iisus în Dumnezeu. Mai bine muream în Egipt. Nu mai bine muream în Egipt. Mai bine lăsați să trocăm acolo decât să râdă Faraon de noi. Nu va râdă de noi. Mai bine lăsați praf decât să fie crucele noastre în mijlocul apei. Măcar acolo avem parte de mormântări, de oracul, de un semn.
Dar aici o să ne închid la, să fim înnecat. Nu o să mai știe nimeni din neamul nostru, nu o să mai avem o listă care să vină să se prăbușească la mormintele noastre alții. O să fim terminați! O să fim terminați! Și Dumnezeu spune, am un mesaj mai spune, cei mai buni urmează. Binecuvântat să fie numele Domnului. Amin. Moise a spus poporului, nu vă temeți de ei. Nu vă temeți de nimic. Stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă va duce Domnul în ziua aceasta. Căci pe egiptenii aceștia pe care vedeți azi, nu-i veți va vedea niciodată. Domnul se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. Binecuvântat să fie numele Domnului. Amin. Ce spune Moise? Care gândea ca Dumnezeu, cei mai buni urmează. Și ce urmează acum după povestea asta de criză fără ieșire? Ne ridicăm ochii. Toată oșpia lui Faraon, care le zburau, dustiu, puratul se ridica, când te uiți și în față Marea Roșie, în spate care prins ca într-un semne și nu mai ai nicio șansă. Te uiți cu ochii tăi umani. Te uiți cu două ochii tăi de mamă și spui gata. Te uiți cu ochii tăi de tată și spui suntem frate. Te uiți cu ochii tăi de om și spui nu mai ieși. Te uiți cu ochii tăi și spui gata, viața are prăbușită, nu mai urmează nimic, e gata. În față Marea Roșie, nu mai avem viitor. În spate vin cu otropitori și ne vă face frat. Suntem terminați. Mai bine rămâneam unde am fost. Și deodată se ridică un om al Dumnezeu și spune nu vă temeți de ei pentru că Dumnezeu a pregătit pentru voi. Și veți vedea cu ochii voștri, cu ochii voștri veți vedea o mare izbăvire. Și sunt cu toată adunare, aleluia. Pentru că ei nu trăiesc prin resurse umane. Ei nu trăiesc prin resurse psihologice. Ei nu trebuie să meargă la psiholog să se antreneze, să facă față unei crize. Pentru că cel care vorbește în viața lor este Dumnezeu prin cuvântul său și prin rogul său. Pe care Dumnezeu îi folosește în momente de criză. Și spune, nu te teme că îți vedea izbăvirea. De fapt, să fiți emoționați în momentul ăsta de criză. Că vin cu o decriză, pe îți vedea cu ochii voștri. Cei mai buni urmează! Amin! Binecuvântat să fie Iisus. Amin. Și ce-i spune? Bă, Moise vrea să încurajeze cu orice preț adunarea asta praf. Face un efect psihologic asupra lor să moară zâmbind. Dar să știți, oamenii lui Dumnezeu nu vorbesc de capul lor. Pentru că oamenii lui Dumnezeu cunosc inima lui Dumnezeu. Și pentru că și eu cunosc inima lui Dumnezeu. De câte ori m-am scăpat din situații limite. Și întotdeauna am zis, gata! Și Dumnezeu a zis, nu-i gata, de-am încerc. Acum de start, cel mai bun lumează. Doamne, sunt obosit, de acum te înviorez, de acum o să mergi mai tare, de acum o să predici mai bine, de acum o să dau mai mult har, de acum o să mă ating într-un mod diferit. Tot timpul, în toți anii ăștia, cei mai buni mi-a spus urmează. Eu spuneam, sunt brav pe tine, nu! Stai liniștit, mi-a zis pentru o profeție vara trecută. Doamne, simt că am obosit, am 40 și ceva de ani. Și a spus că Domnul mi-a spus să nu mai fi niciodată. Că abia acum ești la un om stat în vieță și a sufit tare. Cei mai buni urmează. Amin. Aleluia. Domnul a zis lui Moise, versetul 15, ce rost sau strigătele acestea? Spune copilul Israel să pornească înainte. Sunteți aici în seara asta și poate că sunteți aici persoane care v-ați oprit. Viața v-a lovit atât de tare în piept. Viața v-a lovit atât de tare în inimă. Familia voastră este lovit. Și simțiți odată că înainte nu mai există. Că există pe loc, că există lacrimi, că există o îngropare a ființei voastre și a visurilor voastre aici jos. Și nu mai aveți curajul să priviți înainte. Întâlnesc tineri care și-au îngropat viața înainte supuse. Pentru că nu mai au nicio speranță. Pentru că multe lucruri care au lovit în viața lor, i-a terminat. Cunosc un tânăr de 21 de ani, care a spus ceva săptămâni în urmă, eu sunt terminat. Eu nu mai pot să merg înainte. Sunt o grămadă de oameni. O altă familie mi-a trimis ieri telefon din general. Frate Gabi, suntem terminați. Fica mea nu mai vorbește cu noi, 14 ani. Rebecca. E rebelă. A plecat de acasă. Băiatul meu e răzvătit. Cu tare. Dacă aș putea să vă povestesc, pentru că sunt seara de seara îngredat în poveștile și în istoriile oamenilor. Situația de aici se repetă în multe vieți și multe suflete. Sunt foarte mulți oameni plafonați, blocați, care niciodată nu mai gândesc că mai există înainte. Eu nu te știu în seara asta.
Dar am venit în numele Lui Iisus Hristos să spun un cuvânt din partea Lui Dumnezeu. Să porniți înainte. Amin. Unde înainte, Doamne? Înainte Marea Roșie. Înainte necaz. Înainte văd doar bariere. Înainte văd doar un viitor sumbru. Înainte nu mai văd nimic, Doamne. Nu mai văd nimic. Văd că totul s-a încheiat. Totul s-a prăbușit. Îți spun ție în seara asta. Dumnezeu spune. Spune gardele reale sufletelor care vin în Arad. Să pornească înainte. Amin. Să pornească înainte. Binecuvântat să fie Domnul. Tu ridică stoiacul, întinde mâna spre mare și despic-o și copilul Israel vor trece prin mijlocul mării ca uscat. Eu voi vede inima egiptenilor ca să intre în mare după ei și faraon și toată oastea lui, care și cărbreții lui vor face să se arată slava mea. Îi spun cu toată adunarea, binecuvântat să fie numele Domnului. Amin, amin. Binecuvântat să fie numele Domnului. Amin. Aleluia, că și copiii să le dau pentru mijlocul lor, e ca pe uscat și apele să fiau ca un zid la dreapta și la stânga lor. Aleluia! Stimați prieteni și frași sori, ăsta e Dumnezeul de care vorbim de ani de zile. Ăsta e Dumnezeul pe care vi-l predicăm cu toată inima noastră. Dumnezeu care se implică în viețile noastre. Și atunci când nu mai există înainte, când nu mai există înapoi, când nu mai există nicio șansă și totul este prăbușit, Dumnezeu se intervine și face lui Israel o cărare prin mare. Și nu a făcut așa cum am văzut regizat un film despre Moise, că s-au risit pe apă, s-au făcut din ce în ce mai mici și au trecut așa prin apă, până la grez. Nu este adevărat. Pentru că, deși scrie Biblia, apele s-au făcut ca un zid la dreapta și la stânga și au trecut ca pe uscat. Nici apele de din jos nu mai plecat, nici ele din sus nu mai venit. Toate s-au oprit și au înghețat. A revenit toată apa acolo pentru ca să treacă copilul Israel ca pe uscat. Pentru că cel care poate să facă miracolul a mersului înainte este Dumnezeu. Lăudat să fie numele Lui în veci. Lăudat să fie numele Lui. Israel, evrei, oameni care au spus poporul evreu înainte, există înainte, mergeți înainte. De ce mai pur de apă? Ce? Aleluia. Trecerea prin Marea Roșie ca pe uscat. Aleluia. Și nu se va întâmpla nimic din criza asta. Decât o să-ți arăt slava mea. Și cred că în încercările grele prin care treceți dumneavoastră și cu mine și noi toți, dacă noi vom merge înainte în numele Dumnezeului Celui Viu, tot ce se va întâmpla după aceea este că Dumnezeu își va arăta slava Lui, Dumnezeu își va arăta puterea Lui, Dumnezeu își va arăta numele Lui, Dumnezeu își va arăta gloria Lui. Pentru că ce veți vedea în spatele vostru nu veți mai vedea niciodată. Pentru că aceasta e mare înflăvirea Lui Dumnezeu. Mare înflăvirea Lui Dumnezeu. Ce? Numele Celui care merită toată slavă.
continuare. Lăudat să fie Iisus în veci. Lăudat să fie Iisus în veci. Să naște o cântare de aproape un capitol pe care cântă evrei dincolo. Pentru că întotdeauna după nor, după durere, după spaia, după cârtire unui, după vorburare, dacă tu mergi pe mâna lui Dumnezeu, urmează cântarea. Nu norul este vește. Soarele e cel ce învinge și rămâne stăpân în urmă el. Amin. Binecuvântat să fie Iisus. Amin, amin. Binecuvântat să fie Iisus. Amin. Nu te îndoi și crede. Că dincolo de orice nor, e un soare și mai dulce. Și mai strălucit. Amin. Că să fiți convinși că strălucirea lor spirituală înainte de mare era diferită după mare. Strălucea mai tare. Pentru că văzuse câtva timp în urmă mâna Dumnezeului celui viu. Aleluia! Doi. Așa să ne uităm la nouă imagine din Luca, capitolul 8, versetul 40 și versetul 41. Și vom merge pe text în jos cu explicații. La întoarcere Iisus a fost primit cu bucurie de mulțime, că și toți îl așteptau. Și iată că a venit un om numit Iaier, care era un fruntaș al sinagogii. El s-a apucat la picioarele lui Iisus și l-a rugat să vină până la acasă. Pentru că, versetul 42, pentru că avea o singură copilă de vreo 12 ani care trebuia să moară. Uitați-vă la un tată, fruntaș al sinagogii. Tot îl aștepta, dar nu o să avea o problemă. Copila lui de 12 ani era într-o situație de boală cumplită și era pe moarte. De aceea l-a rugat să vină acasă pe Iisus și Iisus a promis că vine pe drum. Versetul 49, pe când vorbea el încă vine unul din casa fruntașului sinagogii și spune: fiica ta a murit, nu mai supăra pe învățător. Iată o remontare a unei alte situații în care nu mai există nicio ieșire. A tras nădejde că Iisus va ajunge în casa lui la timp. S-a oprit cu o femeie cu sfugerea de sânge și a întârziat. Și deodată, oamenii vin și spun, s-a terminat. Nu mai treabă cu învățător. Nu-l mai supără. Pentru că povestea e încheiată. Nu știu de ce noi oamenii avem impresia că uneori povestea noastră este închisă. Nu știu de unde vin resursele astea foarte ciudată, necreștine și nebiblice, care spune, povestea ta e închisă. De ce să-i spui tu omului, povestea ta e închisă? Pentru că atunci când oamenii spun, povestea ta e închisă, abia atunci Dumnezeu îți deschide adevărata poveste. Amin. Binecuvântat să fie Iisus în veci. Amin. Nu mai supăra pe învățătorul. Ba, cum ai să nu-i voi să strigi pe învățătorul? Pentru că până acum mai exista o șansă umană, dar de acum ești exclusiv în mâna și la mâna Dumnezeului Jolului Lui. Și e grozavă grosă. De ce merită să ne pocăim, frași sorori? Stimați prieteni, pentru că pe pământul ăsta, aproape în fiecare săptămână, ți se spune, situația ta închisă. Serviciul tău e pierdut. Prietenul tău e ultima șansă, nu mai ai. Celălalt. Și tot timpul îi se închide ușa în nas. Viața mi-a închis și mie și ție multe uși în nas. Și toți ți-au spus, nu mai ai rost să strigi. Asta ți-e soară, asta ți-e crucea. Și mulți n-au mai luptat. Au acceptat la asta și a zis, dacă s-a închis povestea mea și dacă s-a închis povestea fetiței mele, mă duc și totul s-a încheiat. Toți spun asta. Cei mai mulți spun asta. Dar ce bine că lângă acești predicatori îndoielnici între ghilimele, există cineva care aude. Și acesta este Iisus Hristos Domnul. Amin. Și știți ce spune El? Stai liniștit de El. Cei mai buni urmează. Boala a fost ceva greu. A fost ceva foarte greu. Moartea fetiței tale a fost ceva devastator. Dar vreau să spun ceva El. Nu te temi. Ceea ce merge. Bun, urmează. Dar Iisus când a auzit lucrul acesta, a zis fruntașului sinagogii, nu te teme, crede numai și ia fi tămuit. Căci a ajuns la casa fruntașului, când a ajuns, n-a lăsat pe nimeni împreună decât a luat pe el, pe Petru, pe Iacob și pe tatăl Fetei, pe Petru și pe Iacob și pe Ioan și tatăl Fetei, toți plângeau și obuceau. Atunci Iisus a zis, nu plângeți, fetița n-a murit, ci doarme. Cei mai buni urmează. Dar ei, care nu credeau în cei mai buni urmează, care erau
Absolut dezamăgiți și îndoială și o gândire lumească își băteau joc de el, că cei știau că totul este încheiat. Dar el, după ce i-a spus pe toți afară, a apucat-o de mână și a strigat cu blastare. Fetiță, scoală-te! Și Duhul ei s-a întors în ea. Iar fata s-a sculat numai decât Iisus le-a poruncit să le se dea să mănânce. Părinții ei au rămas uimiți. Iisus le-a poruncit să nu spună nimănui despre această întâmplare. Când totul se încheie, Iisus mai are ceva de spus. Glorie! Binecuvântat să fie Domnul meu! Amin! Binecuvântat să fie Domnul meu! Amin! Unii spun, s-a încheiat. Nu mai se spăla pe învățător. Și dacă învățătorul mai deschide o perspectivă, îi spun, este un joc, este o nebunie, n-ai cum. Și Iisus s-a dus și le-a dat înapoi fetiță. Așa cum se va întâmpla cu toți Sfinții lui Dumnezeu, în mare întâlnire când va da înapoi pe toți care o adormit în el. Și spune cu toată adunarea, binecuvântat să fie Iisus. Amin! Binecuvântat să fie Iisus. Amin! Dacă sunteți aici persoane care simțiți că s-a încheiat ceva și nu mai există ceva nimic. Dacă sunteți persoane aici care sunt influențate de altele, să vă închideți viața și mintea și inima. Aș vrea să vă spun, pentru Sfânta lui Dumnezeu și pentru un om care crede în Biblie și în valorile ei, cei mai buni urmează. Pentru că Iisus Hristos are ultimul cuvânt. Lăudați să fie Domnul meu! Lăudați să fie Domnul meu! Într-un fel cu cineva de disperare, așa că ce se întâmplă în vremea asta, văzând că sunt vânați într-un fel toți oamenii lui Dumnezeu, într-un fel sau altul. Asta nu știu ce spuneam și Petru, cum așa, uneori ai impresia așa și o greață, încât spui, Doamne, nu mai fac nimic! Pentru că dacă nu mai faci nimic, nu mai ești nimic! Dacă închizi și nu mai treabă cu nimeni, îți închizi salaba și după mine tu potop, nu mai interesează nimic! Numai că am spus, în discuție cu acel om al lui Dumnezeu, știți care este mângâierea? Pe cel care trage linie la urmă, sub toată slujirea și sub toate pierderile lasă pe pământul ăsta și câștigurile noastre, nu sunt oameni. Nu sunt nici prietenii lui ei, nici prietenii mei, adevărați sau cu ghilimele de rigoare, care poartă unei o sângă pe mie și ție. Prietenii care viesc în jurul nostru, dar care la un moment delicat spune, ești terminată, palață, nu mai e tot o pocăită și o grozară. Nu are rost! Și care se duc până acolo și bat joc, toți aceștia nu trage linia. Asta e povestea. Nu trage linia! Nu trage nici pe nici am nici acuie, linia finală! O trage cel care poate să meargă la o fetiță de 12 ani moartă și să o prindă de mână să spun fetiță și ce spun scoală. Și fetița să se scoală în picioare și o dă înapoi un like, să nu te trece mâncare. Pentru că cel care poate să facă o asemenea minune în viața acestei familii al lui este cel care se întâlnă în această seară. Și numele lui este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Cel care poate să dea înapoi speranța, cel care poate să dea înapoi puterea de a trăi, cel care poate să dea înapoi visele pe care alții le-au închis și le-au furat. Este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. El poate să intre în casa ta în seară. Ai nevoie de Iisus în această seară? Ai nevoie de Iisus să se atingă de cineva din familia ta? Ai și tu o fetiță care nu te ascultă vreun băiat rebel? Ai tu pe cineva care te zdrunge de temerii și îți spune nu are rost că e un golan, nu are rost că e un pierdut, nu are rost, nu mai lupta! Am văzut părinți înfrânți de alții. Și tot le-a spus, nu mai lupta, că mai rost, e pierdut. E pierdut în alcool, e pierdut în... Știu, avem în biserică pe fratele Vasilic. Doi băieți. Tatăl lui Nicu Vagă. Dar din ceilalți frați a avut doi răi din care apară. Spune-te câteodată la învor, Ion a fost cel mai rău din casă. Se mărturisește și spun, este un evanghelist, un om al Dumnezeu la 80 și ceva de ani. Și a spus, fraților, vă rog, eu n-am mai crezut că se mai poate schimba cu Dumnezeu. L-am cunoscut și eu, este mai în vârstă decât mine, are 50 și ceva de ani acum. Și știam că fuma ascuns după aia pe față. Tot nebunile și pe aici cumva n-a fost. I-a făcut foarte multe rușine lui Daix. Foarte mult. Și ne-a spus într-o zi la încă, eu n-am mai crezut că mai se poate schimba cu Dumnezeu. Și mulți m-au spus, e terminat! Asumă-ți crucea, asta e terminat! Și știți ceva? Ion este un om pocăit în toți la Dumnezeu. Este căsătorit în Austria. Și mă întâlnesc cu el și văd și eu ca un miracol al Dumnezeu, efectiv. Pentru că cel care l-a scos din moarte la viață este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și
și mai are pe Iacob, care și ăsta toată viața și-a închinat alcoolului dintr-un șanț în altul. L-am văzut zile trecute, l-am văzut acum 3 săptămâni, în fiecare seară la evanghelizare. Și dacă m-am rugat pentru cineva, l-am vedeam la balcon acolo. Am zis, Doamne, este Iisus și sănătatea acum, aproape se târăște, are așa un fel de semiparalizie. Este absolut distrus de acolo. Și mă rugam, Doamne, nu știu dacă mai bea acum, probabil că nu mai bea, nu mai poate. Și spuneam, Doamne, mântuiește-l pe Iacob, Doamne, mântuiește-l pe Iacob. Eu cred că Dumnezeu poate. Eu cred că Dumnezeu poate. Pentru că cei mai buni urmează și după o viață închinată alcoolului, cred că într-o zi Dumnezeu poate să facă și în Iacob un sfânt. Amin. De aceea am venit să vă spun tuturor, dacă aveți în preajma voastră situații delicate și dificile, Iisus Hristos vine în casa voastră. Binecuvântați-vă fie Domnul. Vă rog, pocăiți-vă, fiți și voi în fel de Iacob, Petru și Ioan, măcar să puteți să vedeți mâna lui Dumnezeu. Feriți-vă de a spune, nu mai supărați pe învățător, nu te mai rugă mare rost pe Dumnezeu, a făcut prea mult. Nu fi niciunul care să-ți batoporești pe cei care trec prin legate și probleme, ci fii aproape de Iisus, ca să poți să vezi minunile lui Iisus și să te bucuri de Iisus și de poporul lui Dumnezeu și să spune toată adunare, amin. Iair, am un cuvânt pentru tine. Spune, Doamne, ce mai ai pentru mine, Doamne, că fitița mea e mare? Ce mai ai pentru mine, Doamne, pentru că uite ce-i în față casa mea și viața mea? Ce mai ai? Iair, am un cuvânt pentru tine. Ci care, Doamne? Nu te tem, crede-mă. Ce mai bun urmează. Lăudați-o pe Iisus. Lăudați-o pe Iisus în Iisus. Binecuvântați-o pe Dumnezeu. O a treia situație care vreau aduc în seara asta este foarte asemănătoare cu asta care v-am prezentat. Este Ioan 11. Învierea lui Lazar. Aici este așa un sentiment, versetul 21, capitolul 11, Ioan. Marta a zis lui Iisus, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Este vorba de un moment de înfrângere, un moment extrem de dureros a unei persoane iubite de Domnul Iisus Hristos împreună cu sora ei și cu fratele ei care erau mort acum de 4 zile. Este un fel de reproș așa foarte bine așezat dintr-o durere interioară, spunând, Doamne, ai dat un mare puțin, pentru că dacă erai la timp când noi ți-am trimis invitația și acționai când noi ziceam, lucrul ăsta puteai fi evitat. Dar vedeți, Dumnezeu împătrește inima lui Faraon. Dumnezeu intruzie la Iair, ocupându-se de o altă persoană, care a însemnat între timp moartea fetiței. Dumnezeu întârzie și spune ucenicilor, mă bucur că n-am fost acolo, pentru că vreau ca voi să credeți. Și de atâtea ori lucrările lui Dumnezeu sunt misterioase, cum spunea Spurgeon. Nu este nimic rău să-i se întâmple unui copil al lui Dumnezeu. Pentru că rău nu este rău, ci un bine manifestat într-o formă misterioasă. Și ei vor putea să vadă puterea lui Dumnezeu într-o formă nouă. Deși a simțit o durere în inima ei, că Domnul câteodată nu și-a fixat ceasul corect. Aș vrea să vă spun tuturor care vreți să vă pocăiți, care v-ați pocăit, Dumnezeu nu întârzie niciodată. Dumnezeu nu greșește niciodată. Eu pot să fixez ceasul corect, incorect. Eu pot să greșesc. Dumnezeu este perfect și Dumnezeu este desăvârșit. Și Iisus Hristos întotdeauna este la timp. Întotdeauna vine atunci când trebuie și când vine El, să strigi din toată inima, bine ai venit, Doamne. Nu îi reproșa nimic. Ai puterea să crezi că El este acolo ca să-ți facă bine. El este acolo și acționează într-un plan corect, bine stabilit dinainte. Și El va arăta puterea și slava Lui. Laudă Lui Dumnezeu. Nu-i zice Lui Dumnezeu când a venit la timp. Spune Lui Dumnezeu, bine ai venit, Doamne, în casa mea. Bine ai venit în biserică în această seară. Bine ai venit să mă asculti rugăciunea, Doamne. Bine ai venit să prinzi de casa mea. Nu știu ce vei face, Doamne, dar bine ești aici în viața mea. Și Dumnezeu să atingă orice inimă. Dumnezeu să atingă orice viață. Aleluia! Amin. Cu alte cuvinte, Marta, Maria, cei mai buni urmează. Gabi, fratele tău, Maria, cei mai buni urmează. Pentru că Iisus Hristos are proiectul Lui pentru orice situație. Și întotdeauna are un răspuns pentru fiecare de casă. De aceea spun tuturor care sunteți în biserică în această seară. Și simțiți deodată că și visele voastre și viața voastră a murit și este îngropată de 4 zile acolo. Nu vreau să spiritualizez. Și vreau să vă spun că de atâtea ori ne simțim înfrânți. Și simțim că înfrângerea asta este de o anumită durată.
Și nu mai putem. Și clar că nu mai putem. Din punct de vedere urban, sunt și noi, e prea mult. E prea mult. Nu cred că se mai poate. Dar trebuie să știți întotdeauna. Pe la Dumnezeu, toate lucrurile sunt putine. Amin. 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 S-ar putea să ai problemă veche. Care te lupți de mult timp. Și aproape că nu mai crezi că Dumnezeu poate să scrie ceva. S-a cronicizat și a devenit poate un viciu problema. Spuneam și discutam cu primarul din Betleam și spunea despre problemele tinerilor de astăzi, cu tevatire în urmă. Și spunea, bă, totul e bine când e cu accident, dar tot am făcut bine asta. Dar când lucrurile se repete și devine un viciu. Adică ceva care a devenit cronic. Lucrurile se complică. Și Dumnezeu știe dacă mai poate să salveze pe cineva din vici. Și eu vreau să spun astăzi că omul Dumnezeu. Dumnezeu poate. Amin. Aleluia. Amin. Dumnezeu poate. Amin. Dacă sunteți personaje legate de o anumit lucru care a devenit o boală cronică, un vici greu, vreau să spun, Iisus Hristos, care l-a chemat afară pe Lazar, mor de 4 zile în putrefacție și a zis Lazar, ia afară, și l-a ieșit afară, legat la mâini și la picioare. Este aici în biserică din Arad, că este gata să atingă de viața ta și de problema ta. Să ne rog chiar în seara aceasta. Pentru că a spus familia să stați liniștiți, pentru că cei mai buni urmează. Fratele vostru va avea o nouă viață, pentru că eu să-l chem din viața, din moarte, la viață nouă. Iisus l-a chemat și l-a venit. Dumnezeu să-l cheme orice inimă care este aici. Dumnezeu să-l cheme firii subitorii, să-i întoarcă la el chiar în seara asta. Dumnezeu să atingă de inima ta, poate vremea lui împetrită, prins acolo multe legături. El să taie numele lui Iisus, mă rog, Tatăl din cer, în Duhul Sfânt, să taie orice legătură, ca să poți să ieși afară și Domnul să-ți dea o viață nouă, chiar dacă nimeni nu mai crede, chiar dacă nici tu nu mai crezi. Dumnezeu poate. Amin. Și în momentul lumea următoare, când te va chema Iisus să fie afară la el, Dumnezeu să-ți dea putere să vin și să asculți de glasul lui și să spune toată biserica. Amin. Amin. 4. Știu că am auzit un fel de glumă cu ani în urmă. E drept făcută de un păstor, dar cu siguranță că ce a spus este un adevăr. Și dumnealui spunea că singura problemă a bătrâneței este următoarea, că nu prea are viitor. Bătrânețea n-are viitor. Iar eu am îndrăznit în seara asta să contrazic total această frază. Și să vă spun în punctul 4, nu e așa. Bătrânețea are un viitor. Amin. Amin? Amin. Nu lasă. Bătrânețea are un viitor. Grozav. Și de multe ori cei care sunt în vârstă, spune și Costel, mergeam la ei să ne rugăm. Și el începea așa. Și totdeauna mi s-a părut foarte înțelept lucrul ăsta. Spunea, știi ce? Te invidiez. 70-80 de ani, bolnav, viris. Știi ce? Soră Maria, zic, în vola maică. Vă invidiez. Și de ce? Peste câteva minute vei vedea fața tău. Poate peste câteva zile. Și noi mai avem vizitat aici și mai vreați. Poate, ne siguri și noi. Așa că, până la urmă, bătrânețea e cel mai grozav viitor. Amin. Pentru că toți care sunteți bătrâni, vreau să vă încurajez în seara asta, că vă așteaptă, sunteți foarte aproape de linia de sosire, din punct de vedere logic, să vedeți fața celui pentru care tânjim cu toți cele în fața. Fața Domnului Iisus Hristos. Binecuvântat să fie Domnul în veci. Stimați să dați bătrân. Cel mai bun urmează. Amin. Aleluia. Aleluia. Cât aproape că aș vrea să devin gândată bătrân. Pentru că bătrânețea va apropie un mare și grozav nou început. Întâlnirea cu veșnicia și cu eternitate. Binecuvântat să fie Iisus în veci. Amin. Iată ce spune Pavel în 2 Timotei, capitolul 4. Versetul 6. Un gest extrem de cunoscut. Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat în ca cu multa cea bună. Mi-am spărbit alegarea. Am păzit credință. De acum mă așteaptă cu una de plenire pe care Domnul eu va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept, și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. Amin. Spune toată adunarea, aleluia. Aleluia. Spune toată adunarea, aleluia. Aleluia. Eu am 44 de ani.
Mulțumesc mulți înainte. Dar vreau să spun ceva. De multe ori așa nu... Orice repede s-a dus viața și anul ăștia. Ca mine scris toți. Și că zis peste 4 la vârsta mea, sunteți mari. Bine să spuneți, oh, ce repede s-a dus viața. Dar știți? De când am făcut predica asta, m-am îndrăgostit de Dumnezeu. Pentru că am momentul ăsta, după ce urmează de acum? Păi urmează niște căsătorii, dar după aia, peste 15 ani, am 60 de ani. Și 15 ani îmi dau seama cu statuta, uite. S-am 60 de ani, incredibil, nu pot, nu pot să cred, dar nu vreau să am 60 de ani. Și peste 20 de ani, o să am 65 de ani. Și o să fiu bătrân. Și mai văd că un bătrân pe stradă și poate să te apuce depresia. De când am avut predica asta, din urmă câteva zile, am o bucurie de inima mea. Pentru că nu urmează 60-65, da, urmează. Dar cei mai buni urmează. Amin. Binecuvântat să fie Doamne. Cu fiecare zi care trece, mă apropie cel mai mult de momentul în care pot să spun și eu. Mă așteaptă cu mâna neprihănită. Mă așteaptă cer, mă așteaptă împărăția lui Dumnezeu. Și să spun în toată biserica, amin. Amin. De ce să spui tu că bătrânețe n-are un viitor? Când par la bătrânețe, spune, sunt gata. Clipa plecării anticipa plecarea. Clipa plecării mele este acolo. Era ca un om pregătit să ieși într-o navă spațială să plece dincolo de lumea asta urâtă și deșartă. E fericit, e topit de dragul lui Dumnezeu, are niște emoții grozave, simțind că Dumnezeu îi va pune pe cap o cunună, simte momentul ăla de încoronare, când Fiul lui Dumnezeu îl va încoruna și are în inima lui o dorință să-l vadă și pe Gabi Zăgan încorunat. Că zici, Gabi, dacă tu iubești venirea Domnului, tu și tu vei fi încurunat. Și toți vor fi încurunat. Și toți vor fi. Și care au plecat și care sunt și care vor veni, care vor crede în Iisus Hristos într-o zi vor fi încurunați. Să spunem toată adunarea lui. De aceea, prietenilor, de-aia merită să vă pocăiți, pentru că urmează încurunat.